În ciuda multiplelor crize cu care ne confruntăm în ultima perioadă, inclusiv cu cea de securitate, în Moldova se face tot mai resimțită febra electorală. În această toamnă, în mod normal, ar trebui să avem alegeri locale generale, care sunt principalul indicator pentru scrutinul parlamentar. Despre pregătirile de alegeri, dar și despre situația internă din Republica Moldova, inclusiv despre provocările de securitate, vorbim astăzi la Prime Time cu liderul formațiunii, partidul nostru, Renato Usatăi. Bună seara, domnule Usatăi, și bine ați venit. Bună seara! Așadar, după o pauză îndelungată, ați anunțat că reveniți în politică, respectiv pentru a pregăti partidul pe care îl conduceți pentru alegerile locale programate în toamna acestui an, deocamdată nu știm data. Cum merg pregătirile? Sincer să vă spun, în momentul când am revenit, cea mai mare grijă care mi-o făceam, ce resurse umane au mai rămas în Republica Moldova? Deoarece poți să ai foarte multe idei, dorințe, dar dacă nu ai o echipă cu care să le realizezi, e o problemă. Zilnic am întâlnire cu zeci de cetățeni și acum am avut o întâlnire cu locuitorii municipiului Chișinău, oamenii care scriu un CV, își descriu domeniul în care au activat, experiența. Aceleși întâlniri le-am avut deja și în unele state europene și le voi continua în zilele următoare, după asta zbor în SUA. Deci faptul că într-o lună de zile am primit peste 300 de CV-uri care sunt nu bune, dar sunt foarte bune, demonstrează un lucru. Primul, că avem specialiști. Da, o parte află în țară, o altă parte mare în exterior, dar cel mai important pentru mine că avem cetățeni care doresc o schimbare. Astăzi, partidul nostru pretinde să fie o alternativă și a actualei puteri și a opoziției, deoarece într-un an de zile le-am dat posibilitatea să-și demonstreze capacitățile și cei de la guvernare și cei din opoziție. De alegerile locale în acest an nu ne temem, deoarece avem 8 primari de orașe care au câștigat câte 2-3 mandate de primar. Dacă în primul scrutin oamenii cred în promisiuni, când te votează a doua, a treia oară, deja votează realizările care le-ai avut. Și sunt sigur că în Făleș, Drochea, Glodeni, Vulcănești, alte orașe în care avem deja în timp de 8 ani primari din partea partidului nostru, vom câștiga din primul tur, așa cum a fost și a doilea mandat de primari, vom câștiga și unele primării noi, dar problema totuși, eu nu cred că astăzi numărul 1 în țară sunt alegerile locale care vor avea în acest an. Avem o criză profundă social-economică în țară, avem diferite deja și grupări care pretind că sunt mai buni ca oameni buni. Din ceea ce îmi spun oamenii în teritoriu, dar cel mai important mesaj, cea mai importantă informație, ți-o spune cetățeanul în discuții private. Mie mi-e frică ca să poate fi o explozie de o bombă socială, economică și toți vor uita de alegerile locale care trebuie să aibă în acest an. Eu nu exclud că vor avea alegeri și parlamentare anticipate, concomitent până la locale, deoarece țara este guvernată incorrect și incompetența este numărul 1. Dumneavoastră credeți că PAS, care are o majoritate absolută în Parlament, care are guvern, are un lider informal, probabil în persoana doamnei președinte Sandu, va merge la alegeri anticipate, parlamentare? Era cea mai bună soluție dacă ei își asumau greșelile din trecut, așa cum trebuie să o facă orice politician. Eu când greșesc, ies și îmi cer scuză la cetățeni, nu mi-e rușine, dar ei au mimat, au încercat în tot felul să arăte că a fost un succes când a demisionat guvernul Gavriliță. Și acum succesul va fi și unul mai mare. Știți cum? Oamenii nu sunt proști. Și ceea ce aud eu și în țară, și în diaspora occidentală, în care a avut suportul PAS unul foarte mare, oamenii s-au trezit. Deci, și dacă nu vor face acest pas cei care ne guvernează, și doamna președinte, dacă va continua să demonstreze că toți sunt incorrecte, este corectă doar ea și cei din PAS, cetățenii vor provoca alegeri anticipate. Dar în același timp, nu vreau să fie alegeri provocate
Că astăzi de incompetența pasului profită partidul ușor, socialiștii. O să revenim la acest subiect. Eu nu aș vrea să anticipăm, aș vrea să revenim la alegeri, totuși, la alegerile locale. Spuneam și mai devreme, sunt un important indicator pentru parlamentari acolo unde, de fapt, partidele țintesc cel mai mult parlamentul. Eu nu sunt de acord, domnule Luca. Mulți spun că, iată, uitați-vă acuș în locale și după asta să vedeți ce facem. Nu. Eu am experiență politică mai mică ca la alții. În 2015 noi am avut cele mai multe câștigate primării de orașe din țară. Uh-huh. După asta am avut tot locul întâi l-am avut, dacă nu greșesc, și în 2019, după revenirea mea în țară. Și în parlamentare este o situație absolut diferită. Cei care spun că iată acum, nu. Partidul Democrat a avut 250 sau 300 de primari și au luat 1,5. Deci nu este corect când cineva din expert spune că iată, asta e un indicator. Urechean pe timpul a avut, tot era galben ca și gospodarii de azi, a avut 70% de președinți de raioane. Ameneu, da. Da, Ameneu, țineți minte. Adică da. Și după asta era un rezultat în 5 ori mai mic decât ala. Bun, revenind dar la aceste alegeri, hai să spunem că nu sunt indicatori pentru parlamentari. Este grav altceva, domnule, ce ține de alegerile locale. Semnalele care tot mai multe vin din teritorii, de la oameni, de la aleși locali, că practica cândva pornită de pe Ledemie, preluată de pe Șeremie, pe de. Deci, dacă vreți să vă dăm niște bani pentru un kilometru de drum în sat sau în oraș, trebuie să treceți la noi la partid. Dacă vreți să aveți sprijin politic, să nu aveți dosare penale, iarăși treceți în partidul PAS. Iată ce e grav, că cei care vorbeau cel mai mult despre democrație, transparență, valori europene, astăzi, prin metode semi-banditești, încearcă să șantajeze mai mulți aleși locali. Și este un lucru urât. Da, ei nu fac așa cum faceau cei de la Șor, chiar în absența mea, mergeau pe la primari de oraș, ofereau 50.000 de euro să treacă la Șor. Slava Domnului, au rămas. Ce fac cei din PAS? Ei nu dau o mită persoanei ca să schimbe, dar spun, știu că iubești orașul sau satul, îți dăm vreo 20-40 de milioane de lei pentru oraș, un proiect de infrastructură, dar te declari independent și atunci noi te susținem. E un lucru foarte urât și le-am dat câteva mesaje conducerii PAS-ului, că într-o zi o să trebuiască să răspundă pentru acțiunile astea. Că primarii care spuneți că au fost, nu știu, constrânși, șantajați să treacă, cine sunt ei? De ce nu ies să vorbească și ei? Pentru că, știți cum, chestiile astea trebuie probate cumva. Absolut sunt de acord cu dumneavoastră. Și eu mai las să mai facă pasul câteva exerciții și pe urmă să ies și să le pun eu și punct și capacul dacă o să fie nevoie. Deoarece le-am dat mesaj 2 luni în urmă. Le-am dat 1 lună în urmă. Văd că lucrurile continuă. De asta, cum spuneți dumneavoastră, într-o zi anumiți oameni ați discuții. Problema e alta. Ei ar spune toții, dar vă dați seama când primarul are un dosar penal și el mâine iese și vorbește despre pas. Ce se întâmplă cu dânsul peste o săptămână. Am lăsat și eu ceva mumeală pentru ei, mă refer pentru cei de la conducere și vedem de la final. Dar practica este tristă și asta o vorbesc. Eu când auzeam că vorbeau până la revenirea mea în politica activă, să-i spunem, auzeam și alții și nu credeam. Știți, să zic, fiecare încearcă cumva să-și ridice ratingul, că iată, dar când deja am văzut că s-a ajuns la partidul nostru, zic, stop, zic, nu mai merge așa. Vladimir Voronin a declarat astăzi că Partidul Comuniștilor va participa separat de socialiști în alegerile locale, în ciuda alianței care i-a adus în Parlament. Ce face partidul nostru? Ce tactică va adopta? Merge pe cont propriu? Noi suntem un partid politic, suntem unicul partid politic din Republica Moldova și din istoria politicului moldovenesc, partid de centru. Așa cum mass media și unii analiști politici banii băgau pe stânga, Dodon încerca să ne baze deja pe dreapta în timpul campaniei. Știți, când e vorba de doctrină, la noi e destul de complicată abordarea. Care e doctrina mea și poziția? Deci, vectorul partidului nostru este vectorul dezvoltării naționale. Iată, asta este principiul și doctrina, și platforma de bază, și principiul care astăzi ne unește cetățeni absolut diferiți, care vorbesc diferită limbă. Mulți limba de stat o numesc diferit, care română, care moldovnească, dar am demonstrat și în prezidențiale
Când am avut același vot național, 17%, 17% diaspora occidentală și plus, nicătând când am făcut 40 de poze la Moscova ca Dodon, am luat și locul întâi la toate secțiile de vot în Federația Rusă. Iată ce e important. Deci cei care sunt gata să meargă sub drapelul vectorului național de dezvoltare sunt și votanții noștri și membrii echipei care zilnic crește. Renato Usată îi țintește din nou la fotoliul de primar al municipiului Bălți? Am recunoscut public și le recomand și altor foști colegi, mă refer primari de oraș, care și-au creat sau unic și acum încearcă să creeze partid. Nu poți fi în Republica Moldova primar de oraș și președinte de partid, deoarece primăria te consumă total. Activitatea de partid presupune o mai multe activități politice în teritorii. Oamenii îmi dădeau o întrebare în toate campaniile și în parlamentare. Domnule Sate, dar de ce acum ați venit dumneavoastră, vă vedem prima dată la față, în 8 ani de zile la noi în sat, sau chiar unii și în oraș, nu v-am văzut. Zic, eram primar de Bălți, zic, primarul de Bălți, ca orice primar din țară, chiar și primării mai mici, are o activitate care te consumă. Nu mai poți să mergi, să participi. Da, de asta... Am discutat cu colegii unele soluții, că obiectivul numărul unu oricum o să fie Bălțul. Că am avut și am față de bălțeni mai multe obligațiuni, obligații față de ei și după ceea ce se întâmplă în primăria municipiului Bălți, de când mi-am depus mandatul de primar, sunt niște lucruri urâte, dar iarăși despre asta vor vorbi cetățenii și cei contra cărora deci nu prea lucruri. Sunteți mulțumit de activitatea domnului Grigorișin. Nu eu. Trebuie să fie mulțumiți oamenii. Când ai o activitate transparentă, când nu comiți acțiuni de corupție, nu faci mizerii, cum spun moldovenii, atunci ai o susținere de plină. Doar eu am fost atacat în timp de 7 ani de zile practic de toate partidele. În Bălți veneau liderii la toate partide. Președinți de țară, prim-ministri, cusate, așa, că în Bălți nu-i bine. Și de 2 ori am luat 70% în primul tur. Deci cetățenii au văzut ce face Usată. Și orice primar în țară nu contează. Că e activitatea domnului Grigorișin sau unui alt primar. Oamenii dau o apreciere acestei activități la locale. Și eu o să vedeți că am făcut niște sondaje, niște studii ca să cunosc situația. Că încă o greșeală care am avut-o în politică, multe lucruri le făceam după cum simțeam. Nu, trebuie făcute sondaje, focus grupuri, adică de văzut problema și de a o cunoaște, dar nu a... Și atunci... Ca să înțelegem, nu veți candida la Bălți sau nu știți dacă veți candida la Bălți? Dacă rămân... În funcție de președinte de partid, nu pot să candidez nici la o primărie din țară, deoarece... Ați explicat de ce, am înțeles. Explicat de ce. Dacă va fi ales un alt președinte de partid, că noi trebuie... Mie mi-a expirat mandatul de președinte formațiunii, acum sunt interimar, nu avem vicepreședinți, facem o reconstrucție totală a partidului și în teritoriu. Unele structurile renoim, unii n-au fost secret. Veți avea un congres, probabil. Da, vom avea un congres. O să fac tot posibil să fie cel mai mare congres din istoria politicii moldovenești, la care se vor expune cetățenii, să fie mai mulți candidați, cei care vor să devii conducători partidului în raion, în municipiu, în capitală sau la nivel de țară, welcome. O să vedeți. Da, regretați că ați plecat? Acum, la o bucată de timp distanță, pentru că spuneți că lucrurile la Bălți sunt foarte bine. Am regretat, anume din ceea ce aud eu, mai ales de la unii agenți economici, este un lucru foarte urât și când mi s-au prezentat și probe, știți cum, că să spun, pot să spun mult. Da. Dar când s-au prezentat și unele probe, am rămas și șocat. Greșeala mea, și îmi pare rău, sincer, față de... ce am făcut în 2021, eu am greșit, am făcut o legătură care ați făcut-o și dumneavoastră la început emisiunii, între alegeri locale și parlamentare. Când oamenii îi acuzau pe socialiști comuniști că au furat Bălțul 30 de ani, au vândut terenul și socialiștii au luat locul întâi în Bălț și partidul nostru a fost plasat pe locul 3
Ce se întâmplă după două luni de demisia mea? Socialiștii care au luat locul întâi, la locale peste două luni după demisia lui Usatăi, au luat locul patru. I-au întrecut și pasul în bălți. Adică, și asta a fost o demonstrare clară că nu trebuia să o primesc ca ofensă că doar 21 sau 22% de bălțeni au votat partidul nostru, că eu am luat-o ca gest de neîncredere. Iată unde a fost greșeala mea strategică. Bun, dacă oamenii doar 22% votează în bălți, că alții visează la 22%. Dar eu am luat-o ca o ofensă, ca o pretenție că cetățenii nu au încredere. Și pe urmă când am făcut sondajele și Bălți, Fălești, Glodeni, Drochea, oamenii nu vor să audă de alți primari decât cei care sunt la moment și mă refer perioada când eram eu în frunte, am înțeles că a fost o greșeală, că oamenii n-aveau obiecții la Usatăi ca primar. Oamenii nu cunoșteau mulți din echipa partidului nostru. În majoritatea locui satelor din țară n-au fost create organizațiile primare. Adică, vă spun, cam mi-am revizuit toate greșelile. Bălțul în general este o circumscripție așa mai deosebită, având, fiind al doilea oraș ca dimensiune din țară, are un primar care nu a câștigat alegerile. Aici, în general, situația e de așa de natură, pentru că ar trebui cumva să intrăm și în cartea recordurilor. Eu nu știu în istoria. Adică n-a câștigat alegerile. Domnul Grigore și nu a câștigat teoretic alegerile. A, nu. A fost, așa spuneam, da. Acolo a fost o întreg... Da. Nu, cum, știți cum, unii încercau să o prezinte ca... Deci, fel de tragicomedie. Au participat 7 sau 8 mii de... Nu, au participat 9.000 de cetățeni, dacă n-au greșit. Da, și absenteismul foarte mare. Sub 25%, dacă mă înșel, a fost rata de participare. Nu, sub 10%. Sub 10% rata de participare. Da, nu mi-aduc aminte. Sub 10% rata de participare. Iată, aici e indiciu, deci a fost un protest. Știi ca doilea, știți. O să vedeți care o să fie prezența la următoarele alegeri. Pot să vă asigur că o să fie o schimbare și o să fie o schimbare frumoasă în bază. Bine, dar Renato Usatăi ar putea fi unul dintre candidații la prezidențialele din 2024. Pentru că aici e chestie diferită, e mai politică decât primăria. Astăzi, ceea ce eu aud de la cetățeni, care era mesajul meu în prezidențiale? Că Republica Moldova, dacă va câștiga un candidat de stânga, așa, dacă numim Republica Moldova ca un vapor, apoi să culcă pe stânga. Dacă va câștiga un candidat din dreapta, o să-l culce pe dreapta. Și aici noi vedem astăzi. Republica Moldova are nevoie de un președinte de centru, care ține vaporul și îi dă bătaie înainte pentru a schimba viața cetățenilor de Republica Moldova. De asta undeva, fiind în politică activă, partidul nostru este obligat să aibă candidat și la locale, și la prezidențiale. Dacă va fi un candidat mai bun din partea partidului decât Renato Usatăi, poate apare mai bun. Dacă nu apare mai bun, cu Doamne ajută, voi participa eu. Apropo, la Primăria Capitalei, am înțeles ce ne sugerează. La Primăria Capitalei veți avea un candidat? Sunt în discuții cu mai mulți cetățeni. Am făcut de mai mult teori, apeluri la toate partidele sănătoase politice din țară. Având primari de orașe care au câte două mandate, care, mai ales cei care câștigă câte 70%, cum mai noștri, în majoritatea localităților. Având primari cum domnul Nicolae Dandiș Cahul, care deja va candida pentru a treilea mandat, dacă nu greșesc. Știu că e de mult domnul Dandiș Cahul. Adică care câștigă 70-80%. Deci, pentru ce partidele politice să meargă în aceste orașe, să murdărească primarii care au câte 2-3 mandate și realizări, doar ca... Știți care e explicația lor? Că nu fiecare partid trebuie să aibă candidat oriunde. Terminați cu oriunde și oricâți. Din punctul meu de vedere, trebuie să mergem în teritorii unde sunt nemulțumirile cetățenilor contra primarilor actuali. Și iată acolo se poate discuta și un candidat comun cu toate partidele sănătoase. Și oare fiecare partid să-l aibă pe lui. Dar credeți că în Chișinău toată lumea e mulțumită de activitatea primarului Ion Ceban? Mulți spun că e favorit. Deci, Ceban a devenit favorit, apropo, cam pe același val pe care am devenit și eu în Bălți. Trebuie să recunosc. Că cum în Bălți nu s-a făcut nimic,
foarte mulți ani numai că în Chișinău nu s-a făcut nimic de Chirtoacă, orașul arăta că era în ruine. Două mandate, dacă nu greșesc, a avut. Două mandate de primar. În Bălți, când am început reparația străzilor între blocuri, mi-au spus că 30 de ani nu s-au făcut, de la independență. Și de asta, că nu s-a făcut nimic, asta l-au făcut pe dânsul favorit. Nu că are o strategie mai bună ca la ceilalți. Păi, cu strategia asta câștigi un mandat. Al doilea, deja e mai complicat. Pot să vă spun altceva. Dacă candidați la funcția de primar o să fie părțile vatamate care le-am văzut și din partea PAS-ului și din partea unor alt partide, Apcebana să rămâie primar. Deci Chișinăul ca să aibă un alt primar, trebuie să arătăm că avem unul mai bun. Altfel e o mimare. Luăm o scurtă pauză, domnule Usate, după care revenim cu alte discuții, inclusiv despre ceea ce se mai întâmplă pe plan intern, la nivel național. Doamnelor și domnilor, revenim în scurt timp, rămâneți cu noi. Am revenit, doamnelor și domnilor, continuăm dialogul cu liderul formațiunii partidului nostru, domnul Renato Usatăi. Domnule Usatăi, ca să încheiem așa, să tragem linii la alegeri, să trecem și la alte chestiuni, există, din punctul dumneavoastră de vedere, premize ca alegerile locale generale să fie amânate, pentru că totuși ne aflăm în stare de urgență. Și un curent, unii analiști vorbesc despre această posibilitate. Da, și eu am vorbit despre acest lucru, dar acum, pentru mine, ca un test drive a actualei guvernări, este că dacă ei acceptă, acum s-a început deja campania pentru funcția de bașcan în Găgăuzia, și nu se poate, că dacă îi las acum să aibă loc alegerile în Găgăuzia, după asta o să fie greu să explice cum din același motiv în Găgăuzia au permis fie alegerile bașcanului și la nivel de țară nu. Urmează, eu cred încă o dată că ei nici nu vor putea să vorbească despre destabilizare sau să folosească termenul ăsta care tot a devenit tot mai popular, mai ales în ultimele săptămâni, că este o tentativă de a lua atenția cetățenilor de la criza fără precedent care o avem astăzi social-economică. De asta eu cred totuși că mai repede eu cred că o să aibă loc alegeri parlamentare anticipate decât vor fi anulate locale, așa vă spun. Eu, sincer, încă nu văd scenariul în care s-ar întâmpla lucrul ăsta, dar nu, cum dar scenariul ăsta nu are nimeni să-l cunoască. Eu nu vorbesc că vor avea loc de atâta că Șor face proteste. Că, știți cum... Sau că va veni cineva să răstoarne. Da. Eu cred că într-o zi poate să fie o răscoală a oamenilor fără ca să fie implicat în general vreun polițian. Oamenii s-au săturat de tensiunea socială, de foame, de frig. Înțelegeți? Adică eu am văzut oameni, chiar la protestele care au avut loc, erau oameni care clar lucru că sunt plătiți, dar nu pot să spui că toți au fost plătiți, că am văzut niște oameni din unele localități care țin minte, adică mulți oameni au venit care într-adevăr, adică ei sunt folosiți și de gruparea Șor, și de ceilalți care încearcă să organizeze așa numit protest a cetățenilor. Plus, aici partidul Șor și cei care acum fac protestele, ei întăresc pasul și pe Maia Sandu. Mai arată că luptă cu răul, răul spune că vrei binele țării și să o dai jos pe dânsa. Cam aceeași luptă care au fost în Parlament 4 ani de zile, chipurile între PD și socialiști, când erau înșinuate toate. Așa sau altfel, avem un război la graniță, un război în toată legea. Apropo, care este poziția formațiunii partidului nostru cu privire la războiul din Ucraina? Eu nu pot să spun poziția partidului, eu pot să spun părerea mea, da. Okay. Eu am spus că eu condamn acest război, este un război oribil și consider că este cea mai mare greșeală a statului rus, a Federației Rus, a Imperiei Rus, pornirea acestui război. Și plus rezultatele chiar care le vedem în acest război astăzi, ele sunt pentru noi cele mai dramatice, că dacă din partea armate rusă, mulți soldați ruși. Din partea armatei ucrainene, mor soldați ucraineni și oameni nevinovați, copii. Oribil. Oribil. Apoi moldoveni avem care mor și pentru ruși, pentru ucraineni. Iată cel mai oribil pentru noi ca țară în situația de azi, oamenii fiind unii dezorientați, alții neinformați. Noi astăzi avem mii de moldoveni care luptă
unii de partea Rusiei și de partea Ucrainei. Și noi au dreptul la alegere. Domnule Alex, dar în același timp, noi ca țară cu cine trezim peste un an, doi, cinci, zece, douăzeci, iar cu cetățenii de-a noștri, copiii mamilor aduși care în secriu, care fără un picior, care fără o mână. Eu aici sunt totalmente de acord și încerc la cetățeni să promovez cât mai mult un video care a devenit viral a generalului Alexander Lebedev, care la un moment dat, care a fost implicat direct și în conflictul, în război din Transnistria, care a avut loc. Care se face vinovat de conflictul din Transnistria, ar spune mulți. Da. Apropo, astăzi este o zi de comemorare a celor care au decedat pentru apărarea patriei. Eu doar pot să mă închin la acești oameni care au luptat și s-au pierdut viețile sau au devenit invalizi din cauza acestui masacru care a avut loc. Dar Lebedev, după ce au trecut prin toate, poziția publică, zici că am trecut prin toate, orice război se termină cu masă la masă de negocieri. Chiar cele războaie care au durat sute de ani în istoria globului pământesc. Pentru și noi astăzi, crem, cadavri, invaliți, orfani, mame fără copii, părinți fără copii, când mai bine de început cu negocierile. Eu sper astăzi că tot globul pământesc se va uni eforturile pentru a opri acest război, că deja Rusia l-a pierdut. Vă dați seama, chiar dacă astăzi cade o bombă atomică peste Ucraina... Doamne ferește! Doamne ferește! Eu mă refer că nu va putea nimeni să spui, uitați-vă că e victorie. Nu, nu e victorie. Acest război deja este pierdut. În acest război numai de pierdut au toți, dacă stăm să ne gândim bine, inclusiv cei care au atacat, dar sper să ajungă și la mintea. Dar la noi ce se întâmplă astăzi, pe mine mă deranjează mai mult panica care o fac cei de la guvernare. Eu chiar am fost surprins plăcut că ieri am venit astă noapte din România, am fost câteva zile, am avut întâlniri de afaceri și tot ieri a fost guvernul domnului prim-ministru în România. A fost în România. Și eu am fost surprins plăcut când cineva mi-a spus că, da, tu știi că a fost o leacă tras de urechi prim-ministru cu delegația. Zic, de ce? Zic, păi, voi și inventați că ostatii și tentative de lovitură de stat. Adică, dacă serviciile speciale iese, am văzut declarația conducerii NATO. Păi nu deținem de așa informația. Adică, a noștri care astăzi nici în domeniul justiției n-au făcut reformele pentru care ei doar din promisiunile astea au obținut majoritatea parlamentară azi. După cum a ieșuat reforma lor în justiție și rezultatele care noi le vedem astăzi, ei astăzi deja o fac pe specialiștii în serviciile speciale. Credeți că nu o fac doar ei. Toate chestiile astea, inclusiv tentativele de destabilizare a ordinii constituționale, inclusiv tentative de lovitură de stat, au fost într-un fel sincronizate. Întâi au dat tonul cei de la Kiev, președintele Zelenski. Bun, cei de la Kiev sunt în război și ei au interesele lor. Pur și simplu, noi știți cum, dacă mergem după interesele Kievului, păi eu nu sunt, eu sunt după interesul statului Republica Moldova. Deci când l-au răpit pe judecătorul Ceaus, și eu am ieșit și am spus clar, cine, când, cum, din ce serviciu din Ucraina, cine au fost implicați, toți au început să mă critice, că nu e așa, că nu e posibil, dar Ceaus peste 2-3 luni, numai că a început război și la noi mass media n-a preluat subiect. Au recunoscut cum l-au răpit serviciile ucrainene, cum i-au băgat o injecție, l-au scos din țară. Adică a noștri aleg ce și le convine din colaborarea cu Ucraina. Și asta este o decizie incorrectă. În plus, haideți să vorbim real. Avem astăzi chiar polițiști buni. Și în MAE avem ofițeri adevărați în SIS. În procuratură sunt oameni. Mă refer profesioniști. Când aud eu că suporterii clubului de fotbal Partizan, 14 oameni vreau să facă, nu știu, când 5 boxieri din Muntenegru. Chiar dacă vineau câteva sute,
Noi astăzi avem un potențial. Noi nu suntem un stat militar, dar să reținem câteva sute de persoane. Dacă ei sunt într-adevăr probe, că pregătesc niște destabilizări, ai demonstrat probele la tot globul pământesc. Te arată și Euronews și BBC, tot globul pământesc, asta arăte. Dar asta a rămas doar la nivel de declarație și de fanii ăștia pierduți în aeroport, că chiar cineva mi-a scris din suporterii unui club moldovenesc de fotbal, că zice, domnul Sat, uitați-vă, pozele lor sunt la mai multe meciuri cu participarea acestui club din Serbia, Partizan. Acum ei au devenit teroriști. Spuneau autoritățile că nu au reușit să facă destabilizări, de aia nu au probe, pentru că au prevenit, de fapt, niște destabilizări. Așa ne spuneau organele noastre. Domnul, de ții o informație, cineva vrea să vii să furi 10 milioane de dolari din Banca Națională, păi faci o operațiune operativă și îi reții în flagrant. Nu ești la televizor și spune, băi, nu veniți acum, că noi acum suntem gata, pregătiți-vă încă o dată. Haideți să fim serioși. Deci ofițerii adevărați din serviciile speciale sărât sub musteț, știți cum, când aud... Bine, în condițiile unui război pe care îl avem la graniță și cu rachete rusești care ne survolează spațiul nostru aerian cu ținta spre nordul sau vestul Ucrainei, statutul de neutralitate scris negru pe alb în Constituție ne garantează integritatea teritorială. Mai avem noi nevoie de el în acest moment? Sau ar trebui să ne căutăm? Din 2014 am spus că Republica Moldova trebuie să fie un stat neutru și să nu participe nici într-un bloc. Dar neutralitatea este încălcată de rachete sau nu? Bun. Faptul că noi nu avem sisteme antirachete a noastre, spuneți-mi, vă rog, dacă să-ți aperi statul, trebuie neapărat să devii partea unui bloc, ori să faci neapărat unirea cu România, sau să te duci în Uniunea Vamală, ori pe unii mai cheamă policienii noștri pe moldoveni în ultimii 30 de ani? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Vă întreb opinia dumneavoastră. Eu o spuneam tot timpul. Noi nu suntem un stat militar. Dar în același timp eu nu vreau nici o armată pe teritoriul statului nostru. Nu contează că e o bază NATO sau armata 14 Transnistria. Dar trebuie să plece, de mult trebuia să plece, conform acordului la Istanbul de 99. Iarăși, toți policienii au profitat de conflictul transnistrian în 30 de ani, toți își aduc aminte de veteranii războiului în Transnistria, toți îi bocesc, încearcă cumva să-i ajute, dar de pe timpul lui Vladimir Nicolaevici, toți vorbeau despre soluționarea conflictului transnistrian, 5+2, dar noaptea spiritul, țigările și pulpele de găini, de curcani, mergeau cu camioanele. Acum e mai complicat pentru că Ucraina e cam ostilă. Ok, că acum Ucraina e în război și nu se întâmplă acest lucru, dar vorbesc despre 30 de ani. Azi niciun politician nu și-a asumat greșelile în ultimii 30 de ani, spui că, băi, oamenii din stâng, oamenii din, de pe malul stâng a Nistrului nu au vor să se reintegreze cu noi, deoarece în Transnistria sunt înregistrate 8.000 de medicamente, Republica Moldova doar 4.000. Nu vorbim acum de gazul, că rușii le-au dat tot timpul ieftin, dar chiar lucruri administrative simple, chiar cu medicamentele care vă spun. Cetățenii din Moldova merg în Transnistria după medicamente. Dar din Transnistria ar fi vrut să vii la noi, dacă vedea un drum, că medicamente sunt la noi, mai multe și mai ieftine ca la ei, dar nu invers cum avem azi. Aceleași pensii, salarii și multe altele. Oamenii tot timpul sunt așa, majoritatea cetățenilor. Ei vor unii mai bine. Cum am explicat, și la nord au apărut mulți unioniști vorbitori de rusă, care nu sunt unioniști, că cred în unire, dar s-au săturat. Defilat, Plahotniuc, Voronin și toți care am avut în 30 de ani și merg în Iași, că Iașul e mai aproape pentru cei de la nord ca Chișinău. Văd o altă infrastructură. Toate sunt altfel și oamenii încep să devii unioniști din punctul ăsta de vedere. Noi nu trebuie tot timpul să încercăm să ne soluționăm problemele prin unire, blocuri militare. Noi astăzi trebuie să ne apucăm de lucru. Noi n-avem în 30 de ani ce am așteptat la guvernare. Punctul numărul 1. Să elaborez un plan de modernizare a țării. Să vedem ce creștem în agricultură. Ce facem cu sistemul de învățământ, sistemul de sănătate? Tot iese cât ceva spun, dar... Apropo de modernizare, cum vi se pare reforma administrativ-teritorială promovată de actuala guvernare? Vă întreb în calitate de fost primar, dar și de lider de partid care are primari. Ce spun primarii din teritoriu? Cum eu pot să vă spun cum trebuie să fie corect. După cum am văzut-o că au făcut-o azi cu limba română în Parlament, știți cum? Parcă te-ai dus
Te-ai dus la nuntă și ai încălțat păpușii, nu că vecinului, cred că ai încălcat păpușii femeie. Știți cum așa au făcut ei azi. Reforma administrativ-teritorială este un lucru foarte important. Toate partidele au mers la calm, înainte de alegerile parlamentare, să semneze un acord că ajungând în Parlament vor promova reforma. Dar nu imitarea. Noi astăzi avem consilii raionale care sunt o povară pentru cetățeni. La noi, în general, azi e țară de naciarnici. Nu contează câți polițiști sunt la 100 de mii de oameni sau câți consilieri și alți naciarnici noi avem. Noi cheltuim sute de milioane de lei pe consilii raionale care stau astăzi, treci la noi, îți dăm ceva pentru sat. Nu. Noi trebuie să rămâie raioanele la locul lor. Toate satele din raion, să devii partea municipiului, cum, spre exemplu, Fălești, orașul meu natal. Rămâne raionul Fălești, satele devin partea municipiului Fălești, banii se împărțesc egal între toate satele, după numărul de locuitori și câți metri pătrați are localitatea. O formulă foarte... Ca nimeni nu poate șantaja niciun fel de consiliu raional, câte 10 vicepreședinți, de-am și fac 10, nu, dar 3-4, câte partide fac în coaliție. O aberație totală. Neavând această grupare de Consiliul Raional care șantajează primarii, îi dirigează, banii o să fie împărțit egal. Nu contează că e primar independent, de la PAS, de la Partidul nostru, Socialiști, PD sau alte formațiuni politice. Iată așa ar trebui să fie corect. Scurt, clar și cuprinzător. Ei astăzi vreau să facă ceva, iar chipurile bun, ca și restul care au încercat să le facă. Își candidați, ei nu vorbesc deschis așa cum vorbesc eu despre aceleași consilii, deci ei, ca și partidele din trecut, încearcă să caute voturi. Știți cum? Să nu-i supere nici pe unii, nici pe alții. Eu le spun că mulți consilieri raionali au început să fac scandal, chiar că USAT vrea să ne scoată. Corect, că voi consumați sute de milioane de lei, înfălești monumentul lui Lenin pe balans la primărie, al lui Eminescu la raion. Un bloc e balans la primărie, altul la raion. Îi iedinis. Cinematograful era la balans la primărie, Consiliul Raional și-l a trecut lora ca ulterior să o mână. Tot ce este în localitate, nu contează, oraș, municipiu, oraș sau sat, trebuie să fie la balans primăria satului. În fiecare sat, în fiecare oraș, municipiu, sunt consilieri care o să decidă astea. Dar ei mai bine ar reuși să elaboreze un sistem de filtre la care ei toți pricep, că tot le-au inventat. Dar noi astăzi avem o situație gravă în multe sate. Mulți oameni care candidează și devin consilieri în sate, chiar și unii la nivel de raion, ei în cuvântul Dodon fac 10 greșeli. Oamenii nu știu a scrie. Oamenii se duc și votează pentru o garafă de rachiu, ori doi sai de combicorm și le zici primar. Ia că unii la noi situația cea mai gravă. Că la noi te zbor să devii naciarnici. Eu mai repede, nu știu, dar aici trebuie de consultat populația, de făcut un referendum, deși îmi place Elveția la capitolul referendumului. Iată, spre exemplu, de întrebat, băi, oamenii buni, dar poate oamenii buni, adică cetățenii, nu oamenii buni la guvernare, poate cumva un partid care vine la guvernare își asumă să-i numească pe primari în funcție, să scoatem consilieri ăștia, că avem consilieri, vă asigur eu că avem toți 1.200 de alcoolici care idei n-au. Ei știu că trebuie ceva să voteze. Și iată, asta este gravă în foarte multe localități. Oameni care nu au treabă cu administrația. Și blochează activitățile sănătoase a primarilor. Și le-a transmis prin Viber în grup, un partid sau altul. Băi, mergi contra primarului. Gata, el șede bodoganește de dimineață până seara și face mizerie și suferă o localitate întreagă de atâta că niște idioți au ajuns pe listele la unele partide. În opinia dumneavoastră, schimbarea guvernului sau a premierului și câtorva miniștri va oferi un impuls totuși pozitiv situației complicate în care se află în prezent Republica Moldova? Eu am auzit, nu numai odată, opinia dumneavoastră despre schimbarea guvernului. Totuși, chiar nu-i oferiți nicio șansă lui Dorin Recean și echipei sale? Nu vă explic, deoarece guvernul a picat, care tot ei spun că a fost un succes, știți cum, declarație scrisă în cantină la Costiujeni. Că noi guvernul dăm jos, dar el e bun. De atât am dat jos, așa vă spun. Ei doar nu spun, scuzați, ne-am asumat, problema 1, 2, că pe spânul... Bine, au spus că situația s-a schimbat și avem nevoie de o altă abordare de securitate. Din moment că au rămas
practic toți miniștrii la locul lor, eu nu cred într-o schimbare. Încă o dată, eu nu cred într-o schimbare. Știți? Domnul Spână nu mai este, domnul Litvinenko nu mai este. Așa, așa. Da. Vicepremierul Țurcanu de la digitalizare nu mai este. Așa. Și ați văzut vreo declarație? Hai că, ok, nouă guvern are doar câteva săptămâni. Ați văzut vreo declarație cu un plan cum să ieșim din criza social-economică? Ați văzut vreo declarație că, băi, moldoveni, anul ăsta mai împrumutăm încă 1 miliard de euro, cum s-a întâmplat anul trecut, dar deja jumătate îi consumăm, adică îi mâncăm prin ceva, ridicarea salarii, pensii, compensații, dar jumătate de milion investim în economie ca să începem a produce. Eu n-am auzit. Astăzi nu văd schimbări în mediul de afaceri, să fie o propunere clară. Eu vorbesc despre oamenii care câștigă, nu companii mari, vorbesc despre oamenii care au o afacere, care încearcă ceva să producă, să vândă. Ei astăzi își cheltuie ultimii bani deja pentru achitarea serviciilor, pentru gazele naturale, pentru energie electrică. Așa mai departe și cam cu asta se termină. Eu n-am văzut. Dacă ar fi fost un plan, dumneavoastră ați văzut că în Parlament, când s-a votat guvernul Recean, îmi pare parcă, ori nu sunt minte, ori la Andropov la mort, ori la Cernenco, chiar am mic, n-aveau entuziasm pe față nici deputatul, să-i din pas care și-a votat candidatul. Adică era așa o procedură nomenclaturnă, știți, că băi, trebuie să votăm ceva. Adică eu n-am văzut un entuziasm nici la candidat la funcția de prim-ministru. Și așa din pas parcă era ori în doliu. Asta și justifică faptul că, așa cum spun ei, au dat jos un guvern care și-a făcut treaba, nu poți să te desparți cu plăcere de el. Cumva justificată această atitudine. Nu am auzit nicio măsură legată de prețuri. Noi ne apropiem de blocajul total în sectorul de afaceri. Deci eu n-am văzut ceva clarități. Și încă o dată, dar eu nici nu le mai aștept. Vă spun, reforma justiției, reforma justiției? Unica și nu au făcut ei în reforma justiției, după tot bardacul care noi îl avem, asta n-au trimis doi veterinari să-l aresteze pe Stoianoglu. Adică asta unica și nu a făcut, înțelegeți? Adică eu doar văd ce scriu unii avocați, ce scriu unii judecători, juriști, oameni. Adică nu se face așa. Deci ei spuneau de mine, uitați-vă, usate vrea să creeze Mossad-ul, mai nu este o organizație semi-banditească decât în chestii, unul din cele mai tari servicii speciale de pe globul pământesc, care au realizat niște operațiuni despre care nu au visat nici rușii, nici americani. De manual. Operațiuni de manual, care este un studiu de caz. Și ei spuneau că nu, că asta nu e legal, că să meargă cineva pe hotare, să prindă hoții, să aducă acasă. Dar ei și fac. Asta e un lucru normal. Discuțiile lor pe Telegram. Eu eram acuzat, uitați-vă, Plahotniuc a fost la usată la zi de naștere. Nicătând că nu eram în politică în perioada aceea. Uitați-vă și de periculos usată. Uitați-vă și discuta usată. N-am discutat nimic contra țării. N-am făcut nimic ilegal în țară. Au murit toate dosarele penale care mi-au fost inventate pe timpuri în Republica Moldova. Ei, dacă o făceau pe politicieni, o leacă virgini, acum că ar trebui să-și apere virginitatea asta, înțelegeți cum? Dar ei, ca și cum iese, că ei politic virgini s-au dus, s-au îmbătat la discotecă în sat și au pierdut virginitatea. Asta noi avem cu toate reformele lor în justiție și restul. Astăzi sunt avem miniștri. Blocajă și e gravă situația. Astăzi sunt miniștri, domnul. Omul care are o experiență și are vârsta de 40 de ani, nu contează, 40, și în viața lui nu a construit o poiată pentru găini, care nu a lucrat un an de zile consilier într-o primărie din sat. Un șef de secție la un minister sau altul. Și el direct se duce în ministru cum... Nu, eu nu-i cred. Încă o dată, incompetența. Ei nu toți sunt corupți ca spânul. Apropo, pe tema asta, eu îmi cer scuze de la cetățeni că am vorbit la un coleg de-a dumneavoastră în într-o altă emisiune despre termoelectrică. Că mai mult să scriu, de ce n-am depus actele la Procuratura Generală și mie mi-au venit
încă mai multe materiale și m-am îngropat în ele, dar acolo e oribil. Înțelegeți? La ce vă referiți concret când iarăși vorbim despre probe? Nu, eu am prezentat, când am vorbit în emisiunea un coleg de-a dumneavoastră, la un alt post, am prezentat probele, n-am vorbit că așa mi-a spus cineva. Și plus, organele de drept deja trebuie să verifice. Cum fratele unui cetățean care i-a împrumutat lui Spânu 400.000 de euro ca să-și cumpere casă, înregistrează o companie nouă și această companie nouă, neavând nici o experiență, câștigă licitațiile pentru a procura păcura care a ajuns la termoelectrică. În afară de că a fost procurată cu prețuri exagerate, încă nu corespunde calității și din cauza la asta au fost distruse mai multe utilaje, dar eu o să ies cu documente, eu nu o să ies, eu nu mai acuz... Da, apropo, ați făcut o reclamație la procuratură? Nu, încă o dată. Deja mi-a venit astăzi a doua și a treia parte a materialelor, că ele toate țin de aceeași infracțiune. Și le dau toate la pachet și o să le dau, chiar să văd, o să le dau. Procuratura Generală, CNA, SIS, Anticorupției și să văd și ori vine ei. Că eu n-am dreptul să merg, să ridic acte, dar... Evident. Dar și fac ei și pe alte dosare penale. Eu nu cred că se va acum cu blocajele care se creează la Curtea Supremă de Justiție, cu demisii din lanț, de acolo, situația se complică și mai mult, mai ales pe dosarele de rezonanță. Suntem pe final de ediție, domnule Usată. Vreau să vă întreb, de ce nu v-ați alăturat protestelor Mișcării pentru Popor, în spatele căreia stau Partidul Șor și Partidul Pace al domnului Deoarece... Anume că sunt organizat de cei care sunt. Eu din 2016 spuneam că Partidul Șor trebuie să fie scos în afară legii. Nu că vreau eu. A fost chiar pe timpul guvernării Plahotniuc PD demonstrat chiar de ei că a fost implicat în furtul miliardului. Nu, noi despre ce vorbim mai departe. Eu astăzi, chiar și unii care au venit foși conducători de-a lui din unele raioane, am spus că nu-i primesc deoarece cel care a umblat cu drapelul Șor prin țară și astăzi promovează idei de modernizare a țării, lupta cu corupție, asta ar fi o bătaie de joc față de cetățenii noștri. De asta este un lucru inacceptabil pentru mine. Dacă o să fie un protest a cetățenilor, cu mare plăcere să merg și știu chiar și cum să le organizez și am o experiență foarte bogată din trecut. Eu, dacă permiteți, doar un singur mesaj pentru cetățeni. Stimați cetățeni, foarte greu. Sunt o mulțime de probleme. Nu vă dați provocărilor de așa numiți apărători de țară. Nici la cei care la guvernează, nici la grupările astea din opoziție. Eu doar înțeleg, doar vă rog ca voi data viitoare să vă gândiți foarte bine când voi stați în coț de kilometri pentru a vota pe cineva și pe urmă ca peste două luni iar să nu-i huduiți, cum se întâmplă la noi 30 în politică. Uitați-vă cine iese pe listă, ce specialiști sunt și important ce omul în viață o a realizat. Că astăzi când moldovenii în țară o să aibă atitudinea față de țară, așa cum au atitudinea, să ne înțeleagă lumea de la țară, față de reparația propriului apartament, iată, atunci țara o să trăiască bine. Când apartamentul omul sărac și bogat, încearcă o teracotă mai bună, o ușă, o bucătărie, că asta o face pe lui. Apiată și Republica Moldova e țara noastră și... O să aveți timp să vorbiți cu cetățenii și în campania electorală, suntem abia la început. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Vă dorim sănătate și succes în continuare. Vă mulțumesc frumos. Mersi. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției. Sănătate tuturor.